Timp de 6 zile, 60 de elevi de la Școala Generală numărul 1 și Colegiul Național Andrei Mureșanu, secțiile maghiară, au participat la o serie de activități extrașcolare. Acțiunea, care s-a numit Zilele Copiilor Bonaventura, a cuprins concursuri de cunoștințe generale, concursuri de cunoștințe în domeniul literaturii, dar și anumite întreceri sportive. Cu vârste cuprinse între 11 și 17 ani, cei 60 de participanți s-au întrecut în concursuri de cunoștințe în domeniul tradițiilor și obiceiurilor culturale, campionate sportive sau concursuri de cunoștințe din domeniul literaturii. De la 31 mai până la 5 iunie avem, se desfășoară programul Zilele Copiilor Bonaventura și cu acest prilegiu avem foarte multe programe. Da. Mai exact ce cuprind programele? Programe, mai ales programe culturale și programe sportive. Vineri, organizatori au pregătit și un concurs de artă culinară care a constat în prepararea unei porții de guiaș, însă, din cauza timpului nefavorabil, concursul care trebuia să se desfășoare în aer liber a fost înlocuit cu un concurs de cunoștințe în domeniul muzicii. Programul s-a încheiat sâmbătă cu prezentarea unei scenete. Programul de astăzi se desfășoară aici pentru că n-am putut să ieșim în iarbă verde, la iarbă verde, datorită timpului și am pregătit și o întrecere de guiaș, dar n-am reușit pentru că timpul n-a fost favorabil. Deci asta trebuia să fie și întrecerea de cine face? Pe Bacău. Pe Bacău, da.